No bun de salutări tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint top 10 jocuri preferate pentru telefoane. Să începem! Pe locul 10 avem un clasic al jocurilor și nu... Nu Candy Crush, ci Angry Birds, mai precis Angry Birds Star Wars, un joc micus de doar câteva zeci de mega care rulează pe toate cele trei sisteme de operare și dintre toate Angry Birds-urile mie acesta mi se pare cel mai fain, plus că sunt și un mare fan Star Wars. Pe locul 9 avem Deer Hunter, un joc cu o grafică foarte bună, Uh, însă un lucru nu-mi place și anume armele sunt un pic cam exagerate și anume cine dracu vine cu Kalashnikov la vânătoare, trebuie să vânezi oameni sau ce, mă rog, pe lângă asta jocul are un gameplay foarte bun, ocupă ceva mai mult spațiu față de Angry Birds, dar sincer își merită tot spațiu ocupat, plus că are niște animații când omori animale absolut fenomenale. Pe locul 8 se află Wrestling Revolution, dezvoltat de compania M. Daiki. Acesta este un joc care îți crezi propriul tău caracter în wrestling, îi adaugi ce manevre vrei, ce costume vrei, te lupți în 9 companii în care sunt diferite superstar care există la ora actuală, și din WWE, și din TNA, și din Lucian Underground, și din toate acestea. Jocul este inițial cam nașpa din cauza graficii, dar în schimb gameplay-ul este foarte tare. Există varianta 3D a jocului, însă parcă tot aceasta 2D este mult mai distractivă. Pe locul 7 avem și noi un shooter și anume Brothers in Arms 3 Sons of War. Acest joc pur și simplu este ca și la celelalte Brothers in Arms și anume cu o poveste absolut senzațională. De deci, sincer să fiu, povestea de aici face că tot jocul gameplay ul te ține în suspans, nu este nici prea ușor, nici prea greu. Are grafică foarte bună, rulează pe Android și pe iOS și pe Windows și sincer acesta... Cred că e unul din cele mai bune jocuri lansate în 2015, părerea mea. Pe locul 6 avem un joc care mănâncă ceva mai mult spațiu, cam un giga și ceva. WWE Immortal, dezvoltat de compania WWE, evident și de Warner Bros. Studios. Acest joc este ca un fel de Mortal Kombat, numai că are personajele din WWE. Mie unul mi-a plăcut foarte mult jocul acesta că l-am jucat. Are o grafică foarte bună, un gameplay foarte interesant, un thriller super tare. Nu l-am lăsat pe tot că mi-era că mi-au copyright. Și sincer, dacă vă place wrestling și Mortal Kombat-ul, puteți încerca jocul acesta. Are o grafică și un gameplay absolut fenomenale. Pe locul 5 se află un joc ceva mai micut și mai amuzant, și anume Hangry Shark. Evolution, dezvoltat de compania Ubisoft în acest joc. Ești un rechin care trebuie să mănânce cât mai mult până se face cât oana roman. Bine, glumesc, nici chiar așa de mare. În acest joc ești un rechin care trebuie să mănânci tot ce apuci. Cu cât mănânci mai mult, primești coinsuri, bani, lovele, cum vrei să le spunem, cu care îți poți upgrada rechinul adăugând doi accesorii, poți upgrada abilitățile sau poți să-ți cumperi un alt rechin mai bun. Și ce este cel mai interesant este că în acest joc sunt foarte multe specii de rechini, unele care chiar nu mai există în acest moment în oceanele noastre. Welcome to pe locul 4 avem Dream League Soccer. N-ar fi prea multe de spus despre acest joc, pentru că câte pot spune despre un joc despre fotbal, că în mare parte știm cu tot ce se întâmplă, dar o să încerc să dezvolt cât pot. În acest joc ești patronul unei echipe de fotbal, îi dai ce nume vrei, îți faci echipamentul, culorile, tot, tot, tot. Cumperi jucători, vin jucători, faci stadion. E ca un FIFA, numai că e nițel mai simplu. Pe locul 3 avem Shadow Fight 2. În acest joc ești un războinic care trebuie să te lupte cu alți luptători, ninja, samurai, shaolin și toate cele. În acest joc, pe măsură ce te baci și câștigi mai multe lupte, îți poți face upgrade la arme și la armură și la sfârșitul fiecărui capitol ai cât un boss de omorât. Dar sincer să fiu, de fiecare dată când omori un boss, ai o satisfacere mai ceva ca atunci când iei un 10 la mate sau la fizică. Sau nu la mine se aplică chestia asta. Pe locul 2 avem Clash of Clans, dezvoltat de compania sa Persel și fiind unul dintre cele mai jucate jocuri la ora actuală, deși are câțiva ani de când a apărut, dar continuă să aibă din ce în ce mai mulți fani. Acest joc are ca scop să-ți construiești o bază care să reziste asupra atacurilor inamice, să-ți faci o armată cu care să-l distruge altora baza, ca după aia să faci level, să intri într-un clan cu care să ai diferite clan war cu alte clanuri și tot așa. Pe măsură ce ai mai multe victorii la clan war-uri, câștigi cât mai mult uh, XP, cât mai multe elixir, cât mai mult gol, cu care să-ți poți upgrada trupele și armata și tot așa până ajungi să ai o armată la nivel maxim. Sunt sigur că și voi ați jucat acest joc sau cel puțin cunoașteți pe cineva care să-l joace sau care să-l fi jucat și care v-a pus și pe voi să vi-l luați. Evil has survived. The world is shattered. Stopping the demon inv și am ajuns la poziția întâi, Dungeon Hunter 5. Sunt foarte multe lucruri de spus despre acest joc. Mie unul îmi place la nebunia acest joc, vi recomand și vouă. Solicită cam un giga și jumătate spațiu de stocare, dar sincer, la cât de epic este putea să fie și de 5 giga, eu tot mi-l luam. În acest joc ești un războinic care trebuie să se lupte cu monștri, poți să faci și misiuni co op poți să te bași și cu alți playeri, este foarte tare. Are o grafică bună, un gameplay super tare, o poveste super interesantă, merge pe toate cele trei sisteme de operare, deci practic jocul acesta cred că în câteva săptămâni va ajunge pe primul loc în topul celor mai jucate jocuri. Și cam asta a fost și pentru acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Scrieți și voi în comentarii ce alte jocuri pentru telefoane mai cunoașteți, care vă plac așa mult sau care le-a jucat foarte mult. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați tu cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ceau les!